Grupul parlamentar Pro-Moldova propune ca moldovenii din diaspora să poată vota timp de două zile, sâmbătă și duminică, la alegerile prezidențiale. Deputații formațiunii intenționează să înainteze un proiect de modificare a codului electoral. Autorii inițiativei susțin că astfel fiecare cetățean aflat peste hotarele țării va avea posibilitatea să voteze, mai ales în condiții de pandemie. Potrivit liderului Pro-Moldova, Adrian Candu, atunci când vine vorba despre organizarea alegerilor în străinătate, la secțiile de vot se creează aglomerație. Mulți cetățeni nu reușesc să voteze în ziua scrutinului și asta pentru că secțiile de votare sunt puține, ori sunt amplasate la o distanță mare de domiciliul acestora sau chiar nu se ajung buletine de vot. Experiența ultimilor ani din alte state arată că organizarea alegerilor de peste hotare în câteva zile este o soluție. Am dat exemplul României. La fel stau lucrurile și în Cehia, în Estonia, în Canada. Pro-Moldova a mai cerut ca responsabilii de la CEC să fie audiați în Parlament în privința procedurii de vot și a măsurilor de protecție care vor fi luate pentru alegători în timpul scrutinului prezidențial. Cum ar trebui să arate secțiile de vot? Care este procedura de la intrare și până la ieșire a cetățeanului care urmează să voteze? Vine cu pixul lui de acasă sau îi se dă o pixuri acolo? Vor fi sau nu verificate temperatura la intrare și multe altele? Anterior, Comisia Electorală Centrală a anunțat că moldovenii infectați cu noul coronavirus vor putea să-și exercite dreptul la vot fie de acasă, fie din spital. Pentru asta trebuie să solicite urna mobilă, iar funcționarii electorali care vor merge la ei vor fi echipați cu costume speciale. Fiecare secție de votare va fi dotată cu dezinfectant, iar la intrare va fi făcută termometria alegătorilor. La fel, moldovenii vor fi îndemnați să vină cu propriul pix. Totodată, la fiecare 3 ore, secția va fi dezinfectată.